Prima ședință a Consiliului Seniorilor din Roman a avut loc ieri, fiind stabilită cu acest prilej conducerea acestui for. Din Consiliul Seniorilor fac parte Magdalena Avădanei, Dan Arvătescu, Mircea Beloiu, Gheorghe Brașoveanu, Boris Cepalis, Elena Cojocaru, Ion Măzăreanu, Nicolae Stanciu și Vasile Tudorachi. Președinte al Consiliului este Dan Dimitriu, vicepreședinte Constantin Roman și secretar Angelica Tăbăcaru. Scopurile Consiliului Seniorilor sunt furnizarea de soluții pentru proiecte de dezvoltare a orașului și îmbunătățirea vieții romașcanilor, promovarea unor inițiative locale, dar și urmărirea modului în care sunt implementate acestea la nivel local. Următoarea întrunire a Consiliului Seniorilor va avea loc la finalul lunii iunie.